text important și demn de reținut, pentru că pentru vremurile acestea ne este de folos. De multe ori mă întreb, și poate vă întrebați și dumneavoastră, ne mai folosesc predicile la ceva? Ne mai ajută? Mă ține minte ce s-a predicat duminica trecută, ce învățătură am primit. Pentru că și Biblia spune că cercetați-vă pe voi înșivă și ne cercetăm prin cuvânt, ne cercetăm prin predici, prin cuvântul care vine la ambon sau prin citirea Bibliei. Cercetați-vă pe voi înșivă dacă sunteți în credință, nu? Și obișnuiesc să fac în sinea mea și în sufletul meu să văd la ce, dacă rețin din predici, dacă mi-au folosit la ceva, dacă am învățat ceva din ele, dacă mi-am corectat ceva în viața mea. De ce spun lucrul acesta? Pentru că noi alergăm către o țintă, către un scop, către un loc. Și pentru aceasta ne luptăm, suferim, ne frânăm. Știți care e locul acela? Deci spune că, și trebuie să spuneți, uitați-vă țintă, la căpetele de săvârșit la Iisus. Dar Iisus unde ne duce? În Împărăția lui Dumnezeu. Acolo îi țin, în Împărăția lui Dumnezeu. Și de aceasta o așteptăm. Și cuvântul spune că Iisus umbla prin cetăți și învăța la locul. Ce învăța oare? Tot Luca ne spune în 4:43 că Iisus umbla din cetate în cetate vestind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Pentru că pentru aceasta am fost trimis, Împărăția lui Dumnezeu. Este locul unde vom ajunge și ne luptăm să ajungem acolo. Și dacă vrem să știm, și Biblia ne spune că pentru Împărăția lui Dumnezeu, Domnul a pus niște condiții. Și mai mult, de la început au fost fixate principii ale Împărăției lui Dumnezeu, principii pe care Dumnezeu le respectă și nu le încalcă. Prin urmare, îți spune Biblia că lui Adam și Eva i-a pregătit Dumnezeu un loc. I-a sădit o grădină în Eden. Și apoi l-a luat pe om și l-a așezat în grădină. Și Dumnezeu să plima răcoară zile, să plima prin grădină și avea părtășie cu Dumnezeu, cu omul. Și când omul a păcătuit, a greșit, s-a depărtat de la Dumnezeu, ce a făcut cu Adam? L-a izgonit din grădină. Păcatul în Împărăția aceasta nu avea loc. L-a izbonit. L-a reașezat Împărăția în Israel. În chemarea lui Avram. Și Dumnezeu acolo era împăratul lor. Și Israel a spus, vrem împărat pământesc. Ca toate neamurile. S-au îndepărtat de Dumnezeu. Locul acela era un loc sfânt ales de Dumnezeu. Și Dumnezeu ce a făcut? L-a izbonit pe Israel, din locul acela rău, în Babilon. Deci principiul Împărăției lui Dumnezeu este că niciun păcătos nu va intra în Împărăția lui. Și această împărăție s-a lărgit de la doi oameni la o națiune și Domnul Iisus a venit pe pământ și a lărgit această împărăție pe întreg pământul, creindu-ne calea prin care intrăm în Împărăția lui. Acum ce spuneți? A venit Împărăția lui Dumnezeu? A venit sub formă spirituală. Prin nașterea din nou, am primit Împărăția spirituală a lui Dumnezeu. Și cine n-a primit această Împărăție spirituală, nu va intra în nicio formă în Împărăția fizică a lui Dumnezeu. Și cuvântul acesta și pasajul acesta vine cu o condiție pentru a, care este pusă pentru a intra în Împărăție. Și are și o avertizare pentru noi toți. Dar ce este bine să luăm aminte. Aici spune cuvântul că Iisus umbla prin cetăți învățând pe norod. Și probabil că într-o zi, în drum spre Ierusalim, a fost înconjurat de mulțime și au început să învețe. Și din pasaj este că îi învăța tocmai despre Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Israel aștepta Împărăția lui Dumnezeu.
o împărăție pe care o abuseseră, o pierduseră și o așteptau. Era momentul prietenic să-L asculte pe Iisus, pentru că Iisus cu sloganul acesta și-a început lucrarea. S-a împlinit vremea. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi, pocăiți-vă. Condiția pusă, pocăiți-vă. Și probabil că Iisus a explicat noile reguli, condiții puse ca să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar evreii, de atunci se credeau deja fii ai împărăției. Și probabil că nu au primit învățătura și condițiile puse, încât unul dintre ei se ridică și spune: Doamne, oare puțin sunt cei care sunt pe calea mântuirii? Cu alte cuvinte, pe aceste condiții pe care le pui, vor îndrăbădi pe calea mântuirii mulți? Zilele noastre ne arată că nu mulți sunt Iisus. Puțini sunt cei care caută pe Domnul cu inimă curată și sinceră. Puțini sunt? Domnul îi răspunde și nu-i spune numărul câți vor intra în împărăție. Și face o recomandare. Și dacă să te preocupe câți vor intra în împărăția lui Dumnezeu, spune acolo: nevoiește-te tu, nevoiți-vă voi să intrați pe poarta, pe ușa cea strâmtă. Nevoiți-vă. Nu te interesează câți intră. El este o întrebare teologică care s-a pus și se pune: câți vor fi mântuiți? Biblia nu ne spune. Evreii se credeau deja fie împărăției cu tot, pe motiv că lui Avram i s-a promis împărăția. Se credeau fie împărăției. Alții spun că 144.000 vor intra în împărăție, nu? Teologul liberal spune că toți vor intra pentru că nimic nu mai este păcat. Câți vor intra? Biblia nu ne spune, dar ne spune cine va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și în întâlnirea dintre Domnul Iisus și învățătorul lui Israel îi spune: dacă cineva nu se naște din nou, cu niciun chip, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Cu niciun chip. Prin nașterea din nou, se intră în împărăția lui Dumnezeu. Atâția vor intra când se vor naște din nou. Și Domnul Iisus spune: nevoiți-vă să intrați pe poarta aceasta, pe ușa aceasta. Și de a intra pe această ușă nu este decât o luptă. Să te lupți cu tine însuți ca să intri pe ușă. Pentru că mântuirea nu este națională, nu este nici măcar pe biserică, nu este nici măcar familială, și mântuirea este personală. Și tu și eu trebuie să ne silim să luptăm, să intrăm pe poarta cea strântă. Și de ce este o luptă să intrăm pe poarta cea strântă? Pentru că în fața omului este pusă o alternativă. În fața omului sunt puse două uși. Și omul este pus să aleagă, să decidă pe care poartă vrea să intre. Și în Matei 7, cu 13 și 14, Domnul Iisus, acolo în predica de pe munte, spune că intrați pe poarta cea strântă. El ne recomandă. Căci largă este poartă, lată este cale care duce la pierzare. Și mulți cei ce intră pe ea. Și versetul 14 spune: dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață. Și puțini sunt cei ce o apă. O alternativă, să alegi. Nu este nicio obligație. Să iei o decizie. Ești spus să iei o decizie. Tu însuți. Și Domnul Iisus, în mila și în bunătatea Lui, spune: dar eu îți recomand. Mergi pe poarta cea strântă. Intră pe ea. Lumoise și în Israel, Domnul spune tot o alternativă și spune: Israel, alege viața și moartea. Binecuvântarea și blestemul, alege tu. Dar eu, Domnul, îți recomand, alege viața și binecuvântarea ca să trăiești. Omul este liber să aleagă, nu este obligat, nu este forțat să aleagă ceva. El
de bună voie trebuie să aleagă. Și se luptă să alegi între două porți pe care să intri. Poarta largă, nu? Și Domnul Iisus îi reprezintă așa cum arată ele. Și așa cum vor arăta. Și ne prezintă și sfârșitul fiecărei căi și calea care pornește de la poartă. Poarta largă. Calea largă. Poarta largă și poarta... Și calea largă duce la pierzare, spune cuvântul. Capătul de drum va fi direct în iazul de foc. Și nu ascunde lucrul acesta. Poarta strângă, calea îngustă. E adevărat. Că e mers pe ea, dar sfârșitul ei este altul. Ea nu se va sfârși și ea se va lărgi. Isaia 35, versetul 8, 9 și 10 ne arată cum se va sfârși calea aceasta, care pleacă de la o poartă strântă, dar la o cale îngustă. Și ne spune acolo că această cale, acolo se va crei o cale, spune. Adică în Împărăția lui Dumnezeu. Acolo are sfârșitul. Acolo vor ajunge cei care intră pe ea. Acolo se va crei o cale, un drum, care se va numi Calea Cea Sfântă. Și niciun om necurat nu va trece pe ea. Ci va fi numai pentru cei sfinți. Cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. Acolo se va sfârși calea. Se va lărgi calea. Și acolo trebuie întâlni cu Iisus. Cu acela pe care l-am slujit. Este o alegere pe care o face să o lupte. Pe care să intre. Acum nouă, ne-e ușor să delimităm aceste două porți, aceste două căi. Ne uităm la lume și spunem, calea e lumii, merge lumea pe ea, multă lume, cu bagaj și cu tot, cu cântece, cu fanfare, cu instrumente. Merge pe ea, nu? E ușor de delimitat. Noi avem la biserică, este calea îngustă, spunem noi. Și așa este. Dar, dacă privim la contextul în care Iisus vorbește, acolo, vom vedea că acolo este un context spiritual. El nu vorbește cu cei păcătoși, ci vorbește cu cei care se credeau fie împărăției și că vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Cu aceștia discutăm. În contextul acesta trebuie să discutăm pasajul acesta. Și atunci putem să ne întrebăm, nu cumva și în biserică este calea largă? Și calea îngustă? Poarta largă și poarta îngustă? Calea largă și calea strântă? Nu cumva și în biserică este? Pentru că pasajul ne spune. Și alte pasaje ne spun că nu toți vor fi răpiți, nu toți vor fi luați la Domnul și vor rămâne destui. Ceea ce înseamnă că și în biserică poate fi calea largă. O lărgim. Este adevărat. Că pe această cale, în biserică, întâlnim pe mulți care și-au croit și-au lărgit calea. Au lărgit poarta, au lărgit calea, lăsim. Și Biblia ne spune. Îmi spune că nu toți cei ce zic, Doamne, Doamne, vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Nu așa spune. Deci noi și-au mers în biserică pe calea largă. Ei și-au făcut calea largă. Și pe această cale, îi întâlnim pe toți aceia care urmează calea lui Cain, spune Iuda. Care cred ei că orice îi face și oricum intră în Împărăția lui Dumnezeu. Așa cum cred eu. Așa cum a crezut Cain. Cain știa adevărul împreună cu Abel ce jertfă ce era Dumnezeu. Dar Cain a spus, păi nu, că și cum vreau eu merge, că Domnul primește. Numai eu să fac datoria. Îi întâlnim pe calea largă, în biserică. Întâlnim pe teologii liberali care spun că nimic nu mai este păcat. E suficient să te predai odată, să-ți spui, Doamne, mă predau și indiferent cum trăiești viața ta, cum mă unde umbli, tu deja ești mântuit. Îi întâlnim pe calea largă, în biserică. Întâlnim pe cei care merg pe calea lui Balaam, care spun, da, un nepot să se îmbogățească plată nelegiuită, îi găsim pe calea aceasta. Îi găsim pe toți. Pe
calea largă pe care s-o fac și care îi cred că ajung și îmi dă bine. Dar textul ne spune că vor fi la ușă. E o luptă să intrăm pe această poartă, să alegem poarta. Și n-ar trebui să privim încă să nu luăm aminte la încă un element. E greu, pentru că pe această poartă să intre și cu lacrimi. Să intre cu lacrimi. Pentru că e personală, vei plânge intrând pe ea. Când îți vei vedea pe cei din familie pe care cealaltă. Și tu trebuie să te lupți, să rămâi de pentru că se indică poarta sfântă. Se vedea părinți, copii, pe poarta largă. Și tu să rămâi aici, să plângi. Calea, poarta îngustă. Poarta sfântă și calea îngustă. Să știți că nu este o cale lipsită de bucurii. Are și plâns, dar are și bucurii. Poarta strântă nu se cere și nu ne obligă la o sărăcie, la demnitate. Să ai și ceva pământești. Pentru că sunt binecuvântări date de Domnul celor care îl slujesc. Sunt binecuvântări și nu poți să renunți la ele. Că sunt binecuvântări. Ți-a dat Domnul sănătate, înțelepciune, ți-a dat putere, ți-a dat job. Faci treabă, lucrezi, hai. E binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu este oprită calea îngustă. Să le ai. Sunt binecuvântările de tot. Nu aici, în urma asta constă poarta strântă. Poarta strântă constă într-un plus sau într-un plus de dureri, lacrimi, prigonii, martiraj, din pricina lui Iisus. Pentru că toate acestea le au și cei care merg pe calea la rușine, cazuri și probleme, nouă ni se adaugă suferința și alte privoane din cauza lui Iisus. Și acestea fac poarta îngustă, strântă. Pentru că dacă l-accepți pe Domnul și Domnul găduie să pierzi pentru El totul, să suferi pentru El, va trebui să accepți ceea ce alții poate nu fac pe care l-au. Deci nu este o cale lipsită de bucurie. Că bucuria spirituală este mult mai scumpă și mai mare decât bucuria pe care o au ei și mâine plâng. Că bucuria, că plânsul nostru de astăzi va fi bucuria și viața veșnică în viitor. De aceea ne recomandă intrați pe poarta cea strântă. E o luptă. E o luptă și vei plânge și unii vor plânge și acum să nu credem că această poartă și cale ar fi atât de îngustă încât să nu mai încapă un om. Mai încapă încă unul lângă noi. Știți cine e acela? Iisus e cu noi pe care am zis. Că El a spus și eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Deci este o luptă în alegerea porții și a căii pe care sunt mergi. În al doilea rând, spune acolo că mulți vor căuta să intre pe ea și nu vor putea. Acum, cauzele pentru care mulți se luptă și ar vrea să intre și nu pot, de cam știm și noi, nu? Că venim cu motive. Când e vorba să ne pocăim, să slujim pe Domnul, venim cu motive. Și oamenii și lumea vin de cu motive. Păi mai am copii, pentru că poate că sunt prea tânăr, prea că sunt frumos, talentat și acolo să pierd demnitatea, talentul, sunt multe motive. Lor le place care aceasta. Dar, din diverse motive, nu intră pe ea. Nevoiți-vă, în al doilea sens este, grăbiți-vă să intrați pe poarta cea strântă. Pe lângă delimitarea, că este strântă poarta, mai este încă una. O delimitare temporală. Spune cuvântul aici, ușa se va încuia. O perioadă e deschisă. Nu știu
acum 6 bani cu ea. Ziceați, nevoiți-vă, grăbiți-vă și să intrați pe poartă. Că ușa se va încuia și mulți vor rămâne afară. În 1972-73 avem un președinte african în vizită la Ceaușescu. Și în protocol era trecut pentru ce președintele african că el duminica merge la biserică. Era trecut în protocol. Și securitatea i-a asigurat biserica din Constanța. Și cu 2 ore înainte de începerea programului, securitatea a venit, a verificat și a închis și a stat la poartă, la ușa bisericii. Liber! A intrat frații, au venit, a intrat și la ora 9, securitatea a închis ușa. De la 95, 90, 91, a început frații să vină la biserică. Și întreba securitatea, de unde mergeți? Pe la biserică. Păi, dar e 91, la 9 s-a închis ușa. Uite, mi-a să fiți la 9 acolo, înăuntru. Păi să vezi, păi, noi suntem membri aici, noi venim de atâția ani. Păi fi venit Dumnezeu, dar ușa s-a închis, la ora 9 s-a închis ușa. Acasă, s-au plecat acasă. Așa se va întâmpla și în ziua aceea, când ușa se va încuia. Se va încuia, să știți. Domnul spune bisericii din Bisericii Philadelphia. Eu îți deschid ușa și nimeni nu va închide. Dar tot eu o închid și nimeni nu va putea să deschidă. Uitați că aici spune un lucru clar. Stăpânul casei se va scura și va încuia ușa. Și nu va închide, va încuia. El singur are, singurul care are cheia. El va încuia ușa, când ușa e încuiată, orice îi face, nu mai poți intra. Interesant aici un lucru, că n-a lăsat ca păstorul sau comitetul să închidă ușa. Nu l-a lăsat pe păstor. Nu l-a lăsat pe om să închidă ușa. Ci zice că stăpânul casei va încuia ușa. Și mă întreb, oare era mai bine să o lasă la păstor să închidă? Cred că dacă ar fi lăsat ca păstorul să închidă ușa sau comitetul să-l puteva să se închidă ușa, în clipa aceea, mila omului n-ar fi depășit mila lui Dumnezeu. Pentru că dacă păstorul ar fi fost cel care să închidă ușa, fi sigur că își băga și familia, chiar dacă nu era pe care cum trebuie, își mai băga și prietenii, grăbiți-vă că se închide ușa, închid ușa, grăbiți-vă. Avea milă, nu? E mai băgat și de al, pe cei mai apropiați lui. Dar aici stăpânul va împuia ușa. Va fi clipa când vom avea de-a face cu Dumnezeu fără mine. Va fi clipa când nu vei mai putea negocia absolut nimic. Oricât te-ai ruga, oricât ce-ai face, stăpânul de atunci nu va avea mine. Va fi închisă pentru totdeauna. Ne aducem aminte de Lot, Noe, când Dumnezeu a spus, intră în coa, tu și familia ta și tot ce trebuia. Cine a închis ușa? Dumnezeu a închis ușa, nu noi. Că dacă noi ar fi închis ușa și ar fi băgat și cu scrip, și neamurile nurorilor, și ar fi băgat prietenii și spunea, până urcă apa la ușă, urcați-vă, grăbiți-vă. Dar nu. Dumnezeu atunci va judeca cu dreptate. Dacă omul ar fi închis ușa și ar mai fi intrat și alții care nu erau pregătiți, Dumnezeu era nedrept față de aceia care au răbdat, au crezut, au suferit și s-au pregătit pentru el. Ar fi fost nedrept. Și ar fi împărăția lui Dumnezeu ar fost poate nu chiar curată, dacă ar fi intrat și alții care nu au fost pregătiți. Dar când Domnul va închide ușa, cei dinăuntru vor fi numai cei sfinți, numai cei care și-au spălat păcatele, jertfa lui Iisus, numai cei care
au fost născuți din nou, numai aceia vor intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Niciun păcătos nu va intra, absolut niciunul. De aceea este bine să ne cercetăm cum stăm pe cale. Mulți vor căuta să intre și nu vor putea și spune că ușa se va încuia, unii vor bate la ușă. Acum ne întrebăm noi și ne îndreptăm că gândul, cine vor fi care vor bate la ușă imediat? Poți, păcătoși și criminali? Nu. Ei nu vor afla imediat când ușa s-a închis. Mai târziu. Cei care vor bate vor fi acei pocăiți care au stat în pragul ușii. Aceia care au stat în pragul ușii. Le-a plăcut și înăuntru? Au dorit să fie și afară? Le-a plăcut și în biserică? Le-a plăcut și în... Și ei vor bate primii. Ei vor bate. Domnul deschide. Și Domnul Iisus le va răspunde. Nu vă cunosc. Nu știu cine sunteți. Și vor continua să bată. Și le va spune din nou. Plecați. Nu vă cunosc. Dacă acum ne dăm seama ce înseamnă o despărțire. Încă nu ne putem imagina ce înseamnă despărțirea de atunci, când ușa se va închide. Atunci va fi despărțire definitivă. Atunci va fi plânsul și strâșnirea dintre. Atunci va fi mare despărțire pentru totdeauna, pentru veșnicie, când părinți de copii, frați între ei, toți se vor despărți, care au fost credincioși vor intra, restul vor rămâne afară. Va fi plâns și strâșnire, când va fi mare despărțire pentru totdeauna. Cei care au rămas afară nu se vor mai întâlni cu cei care au plecat. Cei care au plecat nu se vor mai vedea pe cei care rămân. Va fi o mare durere în ziua aceea când ușa se va încuia. Și atunci își vor da seama ce înseamnă să te joci cu pocăință. Să te joci cu pocăință. Și să nu fii pe cap. Să nu cam o să intri pe poată. Sunte, chiar dacă ești sunt. Acum este momentul. Acum trebuie, e dureros spun, când știi că tu mergi pe cale și cei din familie, poate 1, 2, 3 sunt pe cale largă. Acum ar trebui să stăm să ne rugăm, să mijlocim înaintea Domnului, să cerem Domnului să se îndure de ei și să-i aducă la mântuire. Acum e momentul, este cazul încă mai este timp. Atunci va fi târziu. Și suntem în situația când din familie nu sunt pe cale toți. Nu simțim durerea acum. Atunci va fi durere mare. Și încă Domnul ne acordă timp să mijlocim pentru ei, ca Domnul să se îndure și să-i aducă la mântuire. Și Dumnezeu să ne asculte. Toată familia, cum spune Iosua, să fie pe calea Domnului. Mulți vor bate atunci. Și Biblia spune în câteva locuri. Că vor fi destui care rămân. Și de aceea am spus că și în biserică ne facem calea largă. Noi nu facem. Și sunt teologi liberali care ne ajută. Și ajută pe unii și care îi cred merg după ei. Și va fi o înșelăciune. Și e înșelăciune. Că vor pierde în ziua aceea intrarea în Împărăția Lui Dumnezeu. Vor pierde. Și totuși va fi o clipă când Dumnezeu le va arăta celor care au rămas acasă. Să vadă ce au pierdut. Le va arăta. Spune cuvântul aici că va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram și pe Isaac și pe toți prorocii în Împărăția Lui Dumnezeu. Aici apare spune evreilor, voi care v-ați crezut de fie împărăției, v-ați înșelat. V-ați înșelat că l-ați crezut învățătura nouă. O învățătură care poate v-a dat peste cap toată teologia voastră. Dar a fost adevărată. Și veți vedea atunci de Avram, pe Isaac și toți prorocii în Împărăția Lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Și acum se întoarce la noi. Și spune acolo, vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi. Și vor ședea la masă în Împărăția Lui Dumnezeu. Voi, așa spune, celor care au rămas, deci să avea ocazia să vedeți ce ați pierdut. Să-ți vezi părinții, să-ți vezi copiii în Împărăție,
iar tu afară, în viață cu foc. Spune cuvântul în Apocalipsă. El vine pe nori. Și orice ochi și continuă chiar și cei ce l-au străpuns. Și le vorbea. Iadul se va deschide și porțile iadului se va deschide ca Pilat, mari preoți și toată oștirea romană care a contribuit la răstignire. Iadul se va deschide ca să vadă pe cine au răstignit. Se va deschide ca fiecare să-și vadă faptul și ce-a pierdut. Și cei rămași vor vedea ce-au pierdut. Și vor plânge și vor suspina. Dar va fi prea târziu. Au pierdut pentru totdeauna viața veșnică și vor ajunge în viață de foc. Atunci va fi plâns despărțirea. Și repet, acum e momentul să mijlocim înaintea Domnului pentru cei care sunt pierduți, care au părăsit calea din copii, poate părinți, poate frați care nu s-au întors. Nu simțim acum ca durerea lui va fi mare. Și așa cum se prezint evenimentele și cum sunt și descoperiri, nu? Domnul vine în curând, nu? Și semnele vremurilor le arată că ele se aproape. Ce ne rămâne decât să ne cercetăm înaintea Domnului. Doamne, sunt pe care sau nu? Sunt pe poartă, îmi zate poarta strântă? Sau nu? Sunt pe calea largă și sunt, poate dă biserică și sunt pe calea largă. Deci este bine să ne mai cercetăm. Ne exprimăm poate în propoziții simple, în fraze simple, dar învățătura este aceasta. Să ne cercetăm sincer, dacă suntem pe care sau nu. Să ne pocăim cu adevărat că e singura șansă să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă, le-a spus, căci Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Cuvântul din această seară ne învață un lucru, ne învață condiția intrării în Împărăția lui Dumnezeu, intrarea pe poarta strântă și repede. Pentru tine, poarta strântă nu înseamnă a te opri de la o școală bună, de la un geac bun, nu te oprește. Nu te oprește de la viață frumoasă. Dar toate acestea sunt puse voi Domnului. Sunt puse pentru că El vede înțelepciune. Da? El vede frumusețe, viață și de toate. El vede. Dar pe primul loc să fie Domnul de viața voastră. Și tot ce avem noi și ne dă El, e binecuvântat. Subordonate voiei lui Dumnezeu. Și dacă va fi nevoie și dacă unii dintre noi trecem prin suferință, prin lacrimi, prin durere, să acceptăm că este voia Lui. Aici se îndusează. Că suferim pentru numele Lui și trebuie. Și dacă e nevoie, trebuie să suferim. Și au fost atâția care au suferit. Și au plecat de la lucruri mari și materiale, au plecat acolo. Dacă nu a fost vorba să sufere pentru Hristos, au părăsit totul și l-au lăsat și au suferit pentru Domnul. Să ne ajute Domnul să fim tari pe cale. Amin. Și întreaga familie să fie pe cale. Nevoiți-vă să intrați pe poarta aceasta. Pentru că ușa se va încuia. Și noi ține, frate Iosif, închide Domnul. Și ce-a rămas aici va fi viața veșnică, ce va fi acolo, viața cu foc. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți aici, cu familie, cu toți, cu copii, să fim în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Odată am stat de vorbă cu cineva și trecuse printr-un mare necaz, nenorocire, pot să numesc, și îmi zicea, atât am plâns, atât am plâns că n-am mai putut plânge, până am simțit că nebunesc. Aici spune, acolo va fi plânsul și scârșnirea dinților. Înainte, pe vremuri când nu era morfina sau alte anestezice pentru corpul uman,
trebuia să-l opereze pe viu pe om, îi dădea în gură o lingură de lemn sau o bucată de lemn și zicea, mușcă tare. Și îl opera pe viu. Și era sfârșnirea dinților. Va veni o zi în care fie vom fi acolo sus în Împărăția Lui Dumnezeu, fie în iasul cu foc, unde va fi plânsul și scârșnirea dinților. Domnul Iisus mai dădea o pildă cu Lazar și bogatul și acolo, din groapă, să zic așa, vedea sus. Dar de sus nu cred că se vedea în groapă. Asta n-am citit nicăieri și n-am găsit o afirmație undeva să găsesc clar, poate tatăl Iosif știe, să se vadă ce e în iasul de foc, ca cei de sus să plângă pentru cei de jos. Dar aia de jos vor plânge, zice, bogatul a văzut pe Avram și pe Lazar în sânul lui, spiritual în sânul lui, vorba de unde merg cei credincioși. Vedea ce acolo și el plângea. Era o suferință psihică și o suferință fizică. În seara aceasta suntem chemați la încheierea programului divin din seara aceasta să ne cercetăm, să ne analizăm dacă am intrat pe poarta cea strântă, dacă suntem pe cale și totodată chemarea Dumnezeu rămâne să luăm și un angajament în seara aceasta. Doamne, vreau să te slujesc mai mult devotament pe calea Ta. Amin? Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare împreună cu toții și într-o rugăciune comună. Pentru ca fiecare să poată vorbi lui Dumnezeu, să se verifice, să se cerceteze, să-și ia un angajament. Așa cum s-a zis fratele Iosif, nu va băga pe nimeni în cer și nici eu. Asta depinde de decizia noastră, de hotărârea noastră de a sluji pe Dumnezeu. De aceea, să luăm angajamentul, să fim hotărâți, ferm hotărâți pentru Hristos. Ne rugăm cu toții și ne încredințăm Domnului pentru la plecarea din locul acesta. Ne vom ruga și pentru cei ce vom pleca weekendul viitor la Kitchener, ca Domnul să ne păzească, să ne ocrotească. Mulțumim Domnului pentru slujirea celor care au slujit în seara aceasta, fie la orchestră, fanfară, grup, cor, poezie și așa mai departe, predică. Și Domnul să fie proslăvit în toate. Amin. Amin.